Fără Hristos, am umplea un compartiment în iad. Cât suntem de bătrâni, de tineri, de frumoși, de îmbrăcați, de eleganți, n-am fi bun decât pentru iad. N-a fost nimeni care să strige: opriți-vă, mai oameni buni! Uite, pe mine m-a vindecat! Uite, la mine mi-a înviat copilul! Simon leprosul, și el o fi strigat: răstignește-l! E peste 4.000 de ani, se vorbește despre un miel. Despre 4.000 de ani. Adică peste 4.000 de ani. Mereu, an de an. E în atenția unora mielul. 2.000 de ani era un miel prăjit și mâncat, dar cu sărbătoare. De 2.000 de ani încoace, noi la fel mâncăm un miel cu sărbătoare. Apostolul Pavel ne spune: Hristos, paștile noastre, a fost jertfit. Și el se referea la ceea ce Ioan Botezătorul declara în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În Exod, capitolul 13, este așezarea paștilor. Și acolo arată procedura în care să oficia paștile, ce trebuie să faci și în ce timp trebuie să faci. Astfel că aveai dreptul să faci jertfa aceasta de Paști cu mielul între două seri. Acum, evanghelistul Luca, în capitolul 22, ne vorbește iarăși de pe la versetul 7, acolo câte, prăznuirea Paștilor, și el zice că praznicul azimilor, în care trebuia jertfite Paștile, a sosit. Și aceasta era joia seara. Prin urmare, Paștile trebuia să fie jertfite și mâncarea aceea de miel trebuie să fie mâncată joi seara. Dar încălcirea cu ură mare a preoților, a cărturarilor, a celor mai neprihăniți, socotiți, ceata fariseilor, toți ăștia s-au unit și-au tulburat tot Ierusalimul, așa că ei n-au putut mânca Paștile joi seara. Și-a lăsat, cum scrie în Exod,
Între cele două seri a rămas pe seara următoare, vineri seara. Măcar că ei se hotărâsă cu orice preț să-L omoare pe Iisus, dar zice, nu în timpul Paștilor, să nu facem tulburare în popor. În schimb, ei nu cunoștea planul plănuit de Dumnezeu mai înainte de veșnicii, că tocmai la Paști, când fiecare casă venea cu un el, îl jertfea, trebuie jertfit și mielul lui Dumnezeu. Glorie Domnului Iisus! În schimb, Domnul Iisus Hristos, în care nu era ură, cum a zis El, putem să-L rog pe Tatăl care mi-ar fi pus la îndemână mai bine de 12 legiuni de îngeri. Dar cum s-ar împlini ce-i scris? Eu pentru asta am venit? Mărească-i să numele! El nu a fost mânios pe evrei. El n-a avut ură pe cei ce-l batjocoreau. N-a avut ură pe cei ce-i smulgeau barba. Fie bărbat, fie femeie, dacă îi crește și la femeie un păr aici pe barbă, prinde de el și trage, să vezi cum doare. Dar la bărbați, părul ăsta aspru numit barbă, cum doare? Și prorocul spune, ne-au smuls barba. Păi eu mă gândesc că dacă o prinzi două, trei fire de barbă să le smulgă, o rup și pielea unde au fost acele fire, fiindcă alea nu ies așa ușor. La Radna, în timpul episcopului ortodox, mi-a fugit din minte acum numele lui de Arad, care a dat ordin să persecute pe penticostali, că s-au evit penticostalii. Atunci a dus acolo mai mulți frați, i-a bătut, i-a chinuit. Unul din ei a murit în bătăi, iar pe altul l-a dezbrăcat și l-a prins de mustăți, că avea mustăță mari, și a curățat cu el ca și cu o ștergătoare WC-ul. Așa bătăi de joc au primit frață care au propovăduit întâi credința în tot ce-i scris. Ascultam pe un teolog baptist cum să sâlea, să-i explice că nu-i nevoie azi de Duhul Sfânt. Numai atunci a fost nevoie. Doamne, m-am gândit, dacă nu-i deschizi Tu ochii, păi el deja va citește în Scripturi. Amintea din Faptele Apostolilor, și din capitolul 2, și de la Corneliu, și din 8 cu Samaria, și din 19, pe toate le lua la rând. Și toate bine așa frumos le încurca, încât în mintea lui nu ieșe. Nu ieșe. Că trebuie să ai o credință
cu care să te faci una prin Duhul lui Hristos, una cu Hristos. Lui nu ieșe asta. L-am ascultat un pic, apoi am lăsat. Dar revenim. Domnul nostru Iisus Hristos, tocmai de aceea a coborât din slavă. Că o lume întreagă, vezi cât suntem noi aici, fără Hristos, am umplea un compartiment în iad. Fără moartea lui Hristos, cât suntem de bătrâni, de tineri, de frumoși, de îmbrăcați, de eleganți, n-am fi bun decât pentru iad. Dar El a coborât din cer. Doriți să fie Domnul. Și s-a interpus în drumul căderilor noastre către iad. Și-a strigat, cum în salmi vezi mereu strigând, oprirei! Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu! Veniți la Mine! Voi, încărcați cu poveri, cu păcate, cu fără de legi, cu neascultări, cu cuvinte grosolane care vă ies din gură, cu atâtea mânii, cu atâtea uri, nu mai purtați poverile astea. Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovorați de așa ceva, și Eu vă scap și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Preamărit să fie Cel care a coborât din cer ca să ne oprească din drumul către iad și să ne dea o direcție nouă spre Rai. Glorie numelui Său! De aceea, El a respectat în totul spusa din Exod și, cum zice în Luca, ziua praznicului azimilor a și sosit. Și atunci Iisus a făcut cina de Paști în prima seară. Dar cei tulburi, sătioși de sânge, care a tulburat tot Ierusalimul și cine știe câți evrei, nu s-au dus de prin prejur că au auzit ce se întâmplă, așa cum se întâmplă dacă într-un oraș se face o revoltă, ceva, apoi oamenii fără minte merg cu grămadă acolo. La revoluție merea din toată țara, pe trenuri, fără bilete, fără nimic, merea la București. Apoi a doua oară când s-a dus Iliescu, eu cam înțărcat, o dus mineri, un tren întreg cu târnacoape. Și apoi care, cum, striga nu știu ce, îi dădea cu târnacopul un cap, un pept și-o făcu morți și un prăștiet. Când vezi lume multă adunată, nu te băga acolo. Tu ești un copil luminat.
Vezi-ți de treaba ta. Unde vezi oameni încăierați și unul strigă una, unul alta, du-te-mă în treaba ta de acolo, mă. Dar uite-te că aici s-a adunat tot mai mulți și preoți înverșunați de Satan, fără să-și dea seama că ei de altfel împlinesc un plan dumnezeiesc. Striga și ei, striga măi, și ăla care nu a putut mere, numai așa, ca sarca. Și Iisus l-a vindecat. Și ăla care avea o mână ciungă, de nu se putea folosi de ea. Și Dumnezeu a făcut, întinde-ți mâna, și a întins-o, s-a făcut sănătoasă. Și ăla, n-a fost nimeni care să strige, opriți-vă, măi, oameni buni! Opriți-vă! Uite, pe mine m-a vindecat! Uite, la mine mi-a înviat copilul! Uite! Leprosul, Simon leprosul, și el o fi strigat, răstignește-l! Măcar că până aici era prietenul oarecum a casei, nu a lui, dar lui nevastă sau lui cumnatul său, a lui cumnată sa. Marta, Lazar, Maria erau prietenii lui Iisus. Și l-a înviat pe Iisus din morți. Și el era mare fariseu, dar nu și-a arătat vocea să strige și el, mă, băgați de seamă, ce faceți cu omul ăsta? Convia pe Lazar, mă, care puță. De 4 zile era în mormânt, în descompunere. Mirosea foarte greu, nu te putea apropia acolo. Și Iisus constrigă-t, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit afară. Dar cum a ieșit el afară? Vedeți? El a fost legat ca o pupă de mâini, de picioare, tot învârtit în fâșii. Și puterea glasului lui Iisus, că prin cuvântul lui stă totul în picioare și azi. Prin cuvântul lui nu se răstoarnă munții. Prin cuvântul lui nu cad munții cum a căzut muntele Catumba în Australia. De când te uiți în hău, acolo vezi ceriul. Și numai după ce stai să ți se obișnuiască ochii sau cu un binoclu, vezi că și acolo e pădure jos. Almintele aveți cer albastru, așa de jos au căzut. Dar prin cuvântul lui stau toate în picioare. Prin cuvântul lui, Oceanul Atlantic, mai tulbur, se întâlnește cu Oceanul Pacific, care are apa mult mai albastră și pare că ai tras cu ața între ele. Apele celor două oceane mari nu se amestecă. Cine poate explica fenomenul ăsta? De la facerea lumii stau două oceane mari și vine cu valul, dar nu trece la ăsta la alt. Atlanticul mai volburos vine, dar nu trece în celălalt. Și animalele din ele și peștii nu se bagă din ocean în ocean, fiecare în partea lui. Cine e ăsta? Cine e ăsta
care a făcut așa ceva, care cu cuvântul lui le ține în existență. Cine este? Ăsta e mielul lui Dumnezeu, care a murit pentru mine, un păcătos, și care a murit pentru matale care mă asculți. Și am venit în seara asta aici să ne împărtășim cu El. Aleluia! Totodată, mâncând bucățica aceea, noi ne unim cu Hristos și ne unim între noi și devenim astfel tot mai solidă lucrare a trupului lui Hristos și bem din pahar sângele Lui, sângele legământului celui nou, care nu stropește pe haine și pe afară, dar ne stropește cujetile și ne le dezbracă de faptele moarte, de gândurile moarte și de atâtea lucruri de câte sunt munciți oamenii. Veniți la mine, a zis Iisus. Și în Ioan 6 spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață. Nu viață că sufli, nu viață că umbli, viață veșnică, mărească-i să numele. Adică, de pe aici, tu guști bucuriile cerești și de pe aici te pregătești pentru împărăția eternă. Dar cine nu mănâncă și nu bea, nu are viața asta în el. Și Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt învierea și viața. De aceea venim noi la împărtășire. Preamărit să fie Domnul Iisus. Eu mă bucur că am avut harul și în seara aceasta să zic câteva cuvinte despre marele meu Dumnezeu și Domn, despre marele meu Salvator, despre marele meu binefăcător care m-a iertat de atâtea ori în viață. Glorie, glorie, glorie celui viu în vecii vecilor. Mărească-i să numele. Scump frate și soră, de ce ai venit la adunare în seara aceasta? De ce ai venit? Ziceam azi că un frate, hai acolo, păi nu pot, ce că n-am haine de sărbătoare. Nu sunt îmbrăcat de sărbătoare, nu pot. Dragul meu, nu haina asta contează, dar haina cu care te-a îmbrăcat Hristos, ca pe o mire și ca pe o mireasă cu sculele ei, aia e haina și mantaua mântuirii. De aia trebuie să ai grijă să n-o pătezi, că în împărăția lui Dumnezeu nimic întinat, pătat, spurcat sau cu zbârcituri așa, nu-i voie. Dacă haina spirituală a ta e zbârcită prin gânduri, prin diferite afecțiuni, cere la Iisus, că El are un ticlezeu mai bun decât astea electrice. Cum era pe vremuri, ăla cu capac, îl umpleai cu jar din sobă și apoi când dădeai pe haine, așa ți le îndrepta
Și ardelenii mai zice Ticlăzău. Dacă nu poți să te lași de ale tale, cere ajutor, că vine Iisus cu Ticlăzău. Și așa ți le mai îndreaptă, așa poți atunci plânge, așa poți atunci să-ți vezi starea, atâția inși, atâția inși prin telefoane și în tot chipul, scrie scrisori și acasă am una adusă. Astăzi, nu pot, mă apasă ce-am făcut, mă apasă pe unde am umblat, nu mai pot. Cere-L pe Iisus. Amin. Cere-L pe Iisus, că El te îndreaptă. Glorie Domnului. Numai să fii în stare să primești și să nu cârtești, să spui, Doamne, merit, fă ce vrei, dar deschide ușa raiului și pentru mine. Amin. Apoi trupul ăsta cum o fi, dar acolo vreau să ajung, îmbrăcat într-un trup de slavă, amin, să seamăn cu tine, amin, că de-aia am mâncat din pâine, de-aia am beut din rodul viței, de-aia am mâncat trupul tău și am beut sângele tău, să am viață veșnică. De aceea am intrat în legământul ăsta nou, care nu stropește pe afară, ci în lăuntru, inima, duhul, sufletul și gândirile oamenilor. Iisuse, Doamne, ai milă de noi. Drept a gândit Petru, Doamne, eu și la moarte mă duc cu tine. Și-a fost un gând bun, dar el nu era încă stropit cu sânge. Nu avea putere să facă ce vrea. În el firea era mai tare decât Duhul. Până după ce a fost umplut cu putere, atunci nu s-a mai dat înapoi de la moarte. Și la moarte s-a dus cu Iisus. Doamne, ajută-ne pe toți, ca dacă am sosit la împărtășire cu trupul și sângele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Mielului Dumnezeu, să ne curățăm de orice gând rău, de orice faptă rea. Și astfel, spălați cu apă curată a Cuvântului Sfânt, să îndrâznim în numele Lui Iisus, cu credință că El ne primește, să ne împărtășim cu toți. Amin. Doamne, ajută-ne! Amin.